Noi în toată această perioadă de vacanță am lucrat peste tot în toate școlile. Căminele sunt reabilitate, majoritatea au și mobilier nou. Pentru altele s-a dat posibilitatea directorilor să facă achiziție cu bani de la primărie, evident, ca să se miște mult mai repede și procedurile să fie mult simplificate. Am achiziționat pentru foarte multe școli, de asemenea, mobilier școlar nou. 20 de școli, practic, sunt reabilitate cu totul în această vacanță și noi ne dorim foarte mult să continuăm reabilitarea și după perioada începerii anului școlar, pentru că mai este încă de lucru, mai sunt încă unități școlare care au nevoie de reparații. N-am putut, indiferent câte echipă am avut pe teren, ca să putem să le reabilităm pe toate, dar eu zic că pot directorii să facă un front de lucru celor care lucrează, firmelor respective, și să elibereze câte două sau trei săli de clasă și tot așa cum s-a întâmplat în Colegiul Elena Cuza, unde în decurs de două luni de zile practic s-a reușit să se reabiliteze întreg colegiul. Deci putem spune că din punctul nostru de vedere al primăriei suntem bine pregătiți, nu mai există nicio școală în Craiova care să nu aibă autorizație de funcționare. Mai sunt încă probleme în curțile școlilor unde trebuie să se taie gărdulețul viu sau să se toaleteze pomii și de asemenea să se facă și curățenie. În anii trecuți au fost directori care ne-au solicitat sprijinul, dar de fiecare dată le spunem că până la urmă sarcina de curățenie este a lor, a școlilor, pentru că au femei de serviciu angajate și este foarte problematic ca să scoatem oamenii de salubritate din alte puncte ale orașului pentru a intra în școli în condițiile în care au oameni plătiți să facă acest lucru. De altfel, încă de anul trecut am promovat o hotărâre de Consiliu Local prin care am punctat directorii ca să aibă grijă de școala noastră. Practic, școala noastră, mă refer a primăriei, pentru că noi suntem până la urmă cei care suntem proprietari, iar ei sunt administratori. Se semnează un contract de administrare împreună cu primarul, directorul de școală și primarul, și acolo are câteva puncte. Printre punctele respective se referă la faptul că ar trebui să fie curățenie în școală, ar trebui să fie păstrată baza școlară sau baza sportivă. Și bineînțeles, în funcție de acest punctaj pe care directorii îl primesc la sfârșitul anului, noi ne adresăm inspectoratului școlar și le spunem dacă sunt directori care pur și simplu își bat joc de proprietatea până la urmă a statului. De asemenea, am avut o surpriză foarte neplăcută când am constatat că în foarte multe școli facturile vin foarte mari în perioada aceasta de vacanță școlară, când n-ar fi trebuit să funcționeze nici încălzirea, nici să fie consum de apă, nici să fie consum de electricitate. Este clar că acolo cineva nu are grijă iarăși de patrimoniul nostru și din această cauză ne dorim ca săptămâna viitoare să avem o întâlnire cu directorii și cu inspectoratul școlar ca să le spunem ce așteptăm și noi de la dumnealor la începutul acestui an școlar și, bineînțeles, să ne notăm toate problemele pe care le au, pentru că am fost totdeauna deschiși. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că, în continuare, în afară de reparațiile în școli pe care le facem noi ca și municipalitate, sunt 6 școli pe care le reabilităm pe BERD, facem reabilitarea termică cu fonduri de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și, de asemenea, avem 2 proiecte de finanțare europeană cu 98% finanțare europeană și 2% parte de cofinanțare. Unul dintre ele se referă la tablete, laptopuri, tot ceea ce înseamnă partea aceasta virtuală și celălalt contract se referă la protecția pentru COVID sau alte boli. Adică acolo am achiziționat dezinfectanți, am achiziționat detergenți, aparate de nebulizatoare, coșuri de gunoi, halate și așa mai departe. Deci toate lucrurile care îi fac pe elevi să fie mult mai protejați de boli în școli. Exact asta voiam să vă întreb. A crescut din nou incidența. Este posibil iar să funcționeze școlile în format hibrid? Dacă v-ați pregătit și pe partea aceasta. Tocmai din cauza aceasta am accesat aceste fonduri europene. Să nu uităm că am fost singurul oraș din România care am făcut în toată această perioadă a COVID-ului
testare gratuită în spitalele noastre, deci pentru absolut orice cetățean din Craiova și nu numai, că au fost și din alte localități, s-a făcut testarea gratuită. Acum iată că suntem pregătiți tot prin accesarea de fonduri europene să avem toate materialele necesare pentru COVID sau orice altă boală până la urmă, dacă ar fi să mai fie vreo epidemie de ceva, și de asemenea tot ceea ce înseamnă sistem online ca să poată să lucreze elevii.